Mironosiți-le te ard în viață. Mironosiți-le te ard în viață, Andrei, nu fetele care îți spun în față. Da, da. Nu vi rușine, Oleac. Nu vi rușine, Oleac. Ei au plecat ca niște câini cu coada între picioare, da. Nu noi. Păi... Care problema? Să-ți fie rușine că vorbești așa cu mama. Să-ți fie rușine că vorbești așa cu mama. Da, da. În primul rând, părinții trebuia să te las să mori. Trebuia să mori acolo, da, de frig. Da. Și acum nu ți-e rușine un pic să vorbești așa cu mama. Părinții tăi l-au plăcut pe Alin, așa că îi respect și... Da, 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 da. Și tu n-ai un pic de respect față de mama păi ta. Păi spune indirect, da. Nu spune că nu știi. Lași loc. Nu, păi sâmbătă n-ai, ai lăsat loc de întrebări, nu știi. Păi spune ce ai simțit tu, nu ce vede, ce vede lumea de afară. Și dacă Traian a zis că s-a văzut bine de afară, când a fost votarea cu 80% că nu te iubești, înseamnă că a văzut lumea corect, nu? Că a zis că se vede bine tare de afară. Da, da, da. A, ți-am zis că mironosiți-le te ard în viață. Nu fetele care spun în față. Stai liniștită. Ai duci în gata, doamna, stai liniștită. Gata, am spus, te-ai răcorit. Doamne, ce perversiune. Cum să te dai un om simțit și bun și sensibil să minți și tu în față? Să zici nu știu. Nu a făcut nimic. Da, ok. Dar eu nu știu ce subiect avem noi. Nu a făcut nimic o tot. Ți-am spus că de două ori, se vede puțin. Am dat florile de două ori. Acolo al meu spumă. Și a schimbat-o total, ea era albală. S-a descolat la spumă. Care a pătat. Dar nu o să mai dau, că nu mai am. Și pe urmă, oamenii nu-mi trimite sigur. Negustorul, nu știu cum ne-ai prins. E negustor cinstit sau cum e ăla? Hoțul ne-a prins negustor cinstit. Vrăjeala nu era de... Dar nu era că era neprins. Vrăjeala era alta. Acolo îți faci piciu și... Nu, că am vinovățit-o pe ea pentru ceea ce s-a întâmplat atunci, doar cu un scop și atât. De asta am zis, nu de altceva. Da, tu te gândești că în sfertul ăla de oră putea să zică, vezi că nu mai intri, mai câștigi un sfert de oră și vorbim la telefon alea 5 minute, vorbim cu o dată și tu te prinzi. Când îți zic asta, tu înțelegi că ai de făcut aia. Și tot așa. Cum e de afară și cum e. Urât. A prins glas acum. Degeaba. Aia mi-a plăcut niciodată persoanele astea. Spune frate față că nu te părăsește nimeni că spui ceea ce s-a întâmplat. Dacă o să te lasă, te lasă că așa e viața, nu că... E tocmai. Spui tu. Nu am să țină cu mine. Să zică dacă da sau nu. Că a făcut bine, că a făcut rău. O să-i vede în materialul ăsta. Deci eu nu vreau să mă gândesc. Care? Că n-am făcut așa. Să facem de rușine. Chiar. Mami, eu rog, voi mei. Na, dacă le era frică că mă dau pe lângă cineva, să vadă că nu mă dau, n-am nevoie de nimeni. De partea noastră.
Adevărul, păi sănătorii noștri ne sunt de ajuns. Tocmai de asta nu vreau băgări în seamă cu nimeni, fiindcă se interpretează. Crede-mă că eu nu m-am băgat cu nimeni. Nu, n-ai înțeles. Doar așa, la mișto. Păi, interpretează tot. Distant și nu mă interesează. Păi știu. E un ghealbea din cauza că zbrandat. Cum? Un ghealbe. Din cauza că zbrandat, nu? Trebuie să tăiat. Da? Păi și cum o să mai fac? Ce mai faci? Așa. Ca să nu se mai vadă albă, mă referam, că trebuie să tăi în acolo. Ai și calculatoare. Stai că îi zic și lor dacă se mai bagă. E subiectul lui, m-am băgat eu. Păi tocmai, zi. Îi spun acum, în direct, hai. Păi am înțeles ce vreți să faci. Stai că îi zic, am ceva de spus. Ia pune. Uite, tare ești. Mă,